slăvit să fie Dumnezeu. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, dorim să continuăm sărbătoarea noastră începută deja de dimineață, părtășia din această dupămasă și cred că cu toții putem din toată inima să fim plini de bucurie pentru această zi pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Ne-a dorit din nou harul, oportunitatea, avem viață, avem sănătate și putem în această dupămasă, într-un număr așa de frumos, să fim cu toții împreună în locul acesta. Și aceasta pentru că în urmă cu 2000 de ani, peste 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a coborât în lumea aceasta, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să mântuiască pe oamenii păcătoși. Și dacă în această dupămasă, în această seară, suntem în locul acesta, suntem doar pentru că Fiul lui Dumnezeu a coborât în lumea aceasta, pentru că Biblia spune, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, căci a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Și dorim în această dupămasă, este și o seară mai specială de colinde, am numit-o noi o seară de colinde, o seară de cântări, prin care dorim să ne exprimăm bucuria, mulțumirea, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut pentru noi, ca și oameni, ca și creaturi, coroana creațiunii, lucruri mari. Știți, dumneavoastră, Biblia spune despre mama Domnului Iisus Hristos, despre Fecioara Maria, vorbește acolo un pasaj care precede nașterea Domnului, din care voi citi și câteva versete în această dupămasă, atunci când Dumnezeu i-a spus, Duhul Sfânt a venit la ea și a spus că din ea, prin ea se va naște Fiul lui Dumnezeu, ea a mers la rudenia ei în casa lui Elisabeta și printre multe cuvinte de bucurie, de mulțumire care ea și le-a exprimat înaintea lui Dumnezeu, i-a spus, îl binecuvânta pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ea. Haideți să privim în urmă câte lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru noi. Dar cel mai mare lucru care Dumnezeu l-a făcut pentru noi oamenii este pentru că Dumnezeu l-a trimis pe singurul Său Fiu în lumea aceasta ca să moară pentru noi păcătoși. Prin neascultarea lui Adam și a lui Eva a intrat păcatul, moartea, consecința morții, pedeapsa veșnică în omenire, iar Dumnezeu, spune Biblia, pentru că ne-a iubit așa de mult și a văzut destinul nostru spre care se îndrepta omenirea, a hotărât în dragostea Lui, nu pentru că noi am meritat, Biblia spune că noi suntem mântuiți prin credință, prin har. Har înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Niciunul din această dupămasă care suntem în locul acesta nu am fi meritat sau nu merităm ca Dumnezeu să ne mântuiască și să se îndure de noi. Și aceasta este pentru dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit. Și dorim în această seară, prin întreaga lucrare, slujbă, prin cântările noastre, să îl înălțăm pe Dumnezeu, să-l binecuvântăm și din toată inima să fim plini de bucurie pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Dorim să fie o sărbătoare binecuvântată, dorim să ne bucurăm, să ne deschidem inimile cu toți în această dupămasă, frați, surori, prieteni, toți care sunteți împreună cu noi, dorim ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze, vă spunem un bun venit în această seară, în mijlocul nostru și dorim împreună cu toții să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu și Domnul să binecuvinteze întreaga lucrare și sărbătoare din această dupămasă. Amin. Amin. Vă invit acum să ne ridicăm pe picioare. Voi citi și câteva versete din cartea lui Luca, cum am spus, cuvintele sau cântarea, pentru că este și o seară de cântare, de laudă. Aici titlul la acest pasaj este Cântarea Mariei, Mama Domnului Iisus, unde ea și-a exprimat bucuria înaintea Domnului. Luca, capitolul 1, voi citi câteva versete din capitolul 1, începând de la versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Uitați ce frumos spune aici așa. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericite. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Cred că sunt cuvinte minunate care ne motivează la rugăciunea care dorim să o facem cu toții, dorim să facem o rugăciune în care
în comun cu toții ne vom ruga și îl vom ruga pe Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga lucrare și sărbătoare din această seară. Tinerii s-au pregătit, corul s-a pregătit, fanfara s-a pregătit, cântăreții s-au pregătit, dar peste toate acestea vrea să chemăm numele lui Dumnezeu, ca Dumnezeu prin mesajul cântărilor, prin mesajul cuvântului, Dumnezeu să atingă inimile noastre. Toată iscusința noastră este în zadar dacă Dumnezeu nu este. Biblia spune că Dumnezeu a spus lui Avram, te voi binecuvânta și voi fi o binecuvântare. Avem nevoie de binecuvântarea Domnului ca prin mesajul nostru să fie binecuvântate sufletele oamenilor și Domnul să lase binecuvântare peste noi. Amin. Vom face poate puțin mai diferit pentru că rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească, cred că este cunoscută de noi de toți. Haideți de început cu toții în comun, împreună cu copii, tineri, frați, surori, prieteni, să ne rugăm această rugăciune în comun, iar când rugăciunea va înceta, vom continua în continuare cu toții în comun să ne rugăm cerând ca Domnul să binecuvânteze întreaga lucrare. Amin. Să-l ceau în noaptea aceea mii.
războaie se vor auzi și cuvântul se va împlini. Să ne rugăm acum când se mai poate, să ne rugăm acum când mai e timp. Noi suntem pace, dar mâine cum va fi? Și vremurile ne vor despărți. Prigoane au fost și vor veni mereu, îngăduite sunt de Dumnezeu. Să ne rugăm acum când se și gloria este a Domnului. Amin. Acum e pace, dar mâine cum va fi? Domnul grijă la purtate noi. Toată puterea este în mâna sa, a mielului jefuit în Golgota. Să ne rugăm acum când se mai poate, să ne rugăm acum când mai e timp. Noi suntem diamante și rubini. Noi suntem călători mergând spre țara cu bolți de diamante și rubini. Amin.
facem tot așa. Pentru mântuire va trebui să luți arme divine la cei. Am văzut credința, avem scădea, frații, o să facem tot așa. În numele Domnului este biruință și izbăvire, glorie Domnului! Preamărit și binecuvântat să fie Domnul, astăzi și în vecii vecilor, amin! Cu scut și în al său cuvânt, noi să rămânem în credință. E scris și astăzi în roman, când Domnul este biruință, pentru mântuire va trebui să luți armele divine, la cer să nu renunți. Am păzit credința, Pavel spunea, fraților să facem tot așa. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Right.
poate s-a sfârșit și tu vei reveni, Domnul meu. Fața-ți voi vedea, veșnic-ți voi cânta în cer. Când toate s-a sfârșit și tu vei reveni, Domnul meu. Fața-ți voi vedea, veșnic-ți voi cânta în cer.
Thank you.
toată truda ta. Tu de aici cu ce vei pleca? Suntem din pământ și trecători și aici doar niște călători. Vine clipa când vom pleca de aici, toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici, toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Dacă cerul e departe acum, întoarce-te din drum. Fă ce-a zis Iisus de-atâmpia ori și adună-ți azi în cer cor. Vine limba când vor pleca de aici, tot ce-i putem, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici, tot ce-i putem, și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Și cei mici.
ungii vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori, nu sunt valori. Noapte-n Betlehem,
masa aceasta când, datorită îndurării sale, suntem din nou într-un loc unde se cheamă numele Domnului. Slăvit să fie Domnul! Din respect pentru cuvânt ne ridicăm în picioare. Citim un singur cuvânt din Cartea Romanilor, din capitolul 10. Citim versetul 17, da? În Sfânta Carte, el se află la pagina 1104, vedem și pe ecran. Evanghelia după Romani, capitolul 10, versetul 17. O să dăm citire, binecuvântat să fie numele Domnului nostru. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog frumos să ocupăm locurile. Înainte de a vorbi despre credința mântuitoare, despre adevărata credință care vine în urma auzirii cuvântului, o să vorbim câteva cuvinte de ce a trebuit să vină Domnul nostru Iisus pe pământ. Slăvit să fie Domnul care l-a trimis, Dumnezeu Tatăl care ni l-a trimis pe Domnul. Amin. Cel mai mare eveniment din toate vremurile, să știți, a fost când Domnul nostru a venit pe pământ. Domnul să fie slăvit pentru asta și mulțumirile sunt sărace, chiar dacă am mulțumit clipă de clipă pentru lucrarea aceasta măreață pe care Dumnezeu prin Domnul Iisus a hotărât-o pentru noi ca omenire. Slăvit să fie Domnul, frații mei! Da? Să avem bucurie, să avem pace, să avem liniște și să înțelegem că ni s-a dat o șansă, e bine să beneficiem de șansa aceasta pentru că avem intrare slobodă în cerul lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus. Domnul să fie binecuvântat! Da? O să vorbim câteva cuvinte tot așa din cuvânt, căci cuvântul ne face lumină. În Evrei, la capitolul 10 cu 7, aflăm o... Atunci am zis, zicea Domnul nostru Iisus, iată-mă, uitați-vă, sunt a doua parte a cuvântului, iată-mă, sunt cuvinte cu literă mare. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, amin. Amen. Primul scop al venirii Domnului pe pământ a fost să facă voia Tatălui. Domnul să fie slăvit. Da? Foarte mult Domnul Iisus l-a iubit pe Tatăl, îl iubește pe Tatăl, au fost nedespărțiți dintotdeauna și a venit să facă voia lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem că este un lucru măreț în direcția aceasta. Da? După aia o să punem de la Evrei capitolul 2 cu versetul 5, cred, stați un pic să mă uit. Capitolul 2 de la versetul 13, o să citim 3 versete. Din nou spune cuvântul lui Dumnezeu și iarăși îmi voi pune încrederea în El. Și în alt loc, zicea Domnul Iisus, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Domnul Iisus Hristos însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Cuvinte mărețe. Se pare că diavolul are puterea asupra morții, sau a avut puterea asupra morții, nu mai are. Da? Pune, te rog, Apocalipsa 1 cu 18, nu mai are până n-a venit Domnul nostru pe pământ. Pune-l și pe 17 ca să... Când l-am văzut, zicea Ioan, căruia îi se arată această lucrare de către Dumnezeu, de către Domnul nostru, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, adică ale Domnului. Domnul și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Slăviți să fie Domnul!
Eu personal am o mare bucurie și o liniște sufletească pentru că cheile morții sunt la Domnul. Moartea a fost biruită de Domnul nostru Iisus Hristos. Nu ne mai este teamă de moarte. Când un om se împacă cu Dumnezeu, când un om îl primește pe Domnul Iisus în inima lui, moartea nu-i decât o ușă care se deschide pentru cei credincioși care au înțeles să facă legământul, să fie iertați de păcatele de neștiință în care am trăit toți, nu-i decât o ușă, iar dincolo ne așteaptă Domnul cu brațele deschise. Da? Te rog să pui Evanghelia după Ioan, capitolul 11, 25 și 26. Mi-au venit în minte două versete frumoase. Domnul i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și acum te întreb și eu pe dumneatale, întreabă și Domnul, după aceea întreb și eu. Dumneatale, crezi lucrul acesta? Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Da? Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, frații mei, nu va muri niciodată. Moartea nu-i decât o ușă care se deschide, repet, pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu. Cheile morții sunt la Domnul. Moartea a fost înghițită de biruință. Vă aduceți aminte la Paște, pentru că sunt și prieteni, să știți, noi nu negăm credința dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Noi ne duceam la Paște când eram copil și se cânta o cântare. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slăviți să fie Domnul! Cântarea e adevărată! Cântarea e adevărată! Domnul să fie slăvit! Amin. Nu ne e teamă de moarte! Da? Nu ne e teamă, cum zicea un poet, un om deștept, George Călinescu, el care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, zicea, nu mi-e teamă de moarte, mi-e teamă de veșnicia ei, zicea el, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Noi nu e teamă nici de veșnicia ei, pentru că vom fi mereu cu Domnul. Amin. Dumnezeu să fie slăvit, da? Chiar aș vrea să vă citesc versetul, nu-L cunosc bine unde scrie, de aceea vreau să-L citesc la 1 Corinteni, capitolul 15, cred că e cu 26, dar s-ar putea să greșesc. Încearcă-L cu 26. Dar ăsta e versetul, uitați-vă. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu o lasă totuși. Îi dă voie. Moartea e o persoană. Am aflat lucrul acesta, credeam că-s bazme și glume când mai vorbeau oamenii de femeia aceea cu coasa. Vă aduceți aminte? Moartea e o persoană. Când nu-L ai pe Dumnezeu, ți-e teamă de întâlnirea cu Dumnezeu. Ți-e frică de moarte. Fii foarte atent. Oricine ai fi dintre dumneatale care încă nu ai păcatele iertate și n-ai cunoscut adevărata credință de care o să vorbim, îți este frică de moarte, chiar dacă nu spui la nimeni. Înăuntru dumneatale, pentru dumneata, moartea e un necunoscut. Dar când ai pe Dumnezeu în inima dumneatale și ai pace și simți că ai păcatele și trecutul iertat, slăvit să fie Dumnezeu, nu ți-e teamă de moarte. Repet ideea, eu sunt învierea și viața, zice Domnul. Cine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Da? Astea sunt lucruri adevărate. Sunt cuvinte spuse de Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Nu că dorim să murim. Vorbesc pentru prieteni, să nu ne înțelegeți greșit, că nu suntem nebuni. Noi nu dorim să murim. Dar dacă se întâmplă evenimentul, noi avem o pace în inimă. Noi cu persoanele dragi ale noastre, care trec înaintea noastră, noi la mormântare nu spunem adio, noi spunem la revedere. Ne vom întâlni cu persoanele dragi. Slăvit să fie Domnul, da? Și îmi vine în minte un lucru frumos și te rog frumos să pui de la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul, pune de la versetul 13, zice cuvântul lui Dumnezeu așa, o idee frumoasă care mi-a venit în minte și bine să o spunem, zicea Dumnezeu, Duhul Sfânt vorbea prin Apostolul Pavel, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Când zice despre cei ce au adormit, se referă la cei care au murit, ca să înțelegem bine expresia, da? Pune versetul mai departe. Căci dacă credem că Domnul Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Domnul Iisus
pe cei ce au adormit în El, adică pe cei ce au murit în Iisus Hristos, în credință. Slăviți să fie Domnul! Pune-L mai departe. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Lasă un pic versetul. E o taină frumoasă când Apostolul Pavel zice la începutul versetului, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Ce vreau să spun cu aceasta? Întotdeauna s-au făcut tot felul de ipoteze. Ce va fi după moarte? Unii oameni zice că e reîncarnare. Alții care n-au credință zice că nu e nimic. Ați auzit expresii din astea, da? Apostolul Pavel, sunt convins de ce vă spun, oamenii l-au întrebat pe apostol. El era un om care stătea la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu, Domnul Iisus, vorbea cu apostolul, să știți. Îi spunea planul cu privire la biserică, cu ce se va întâmpla după moarte. Și când oamenii l-au întrebat, apostolul nu s-a grăbit să dea un răspuns. El a zis așa, așteptați-mă, mai stați un pic, stați liniștiți până când privesc. Uitați ce zice, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Adică noi, Pavel când spune apostolul lucrul acesta, le spune din descoperirea Domnului Iisus. Slăviți să fie El. Nu le spune de la El. Nu e o închipuire a Lui. Da? Pune și Galateni 1 cu 11, după aceea ne întoarcem ca să vedeți că ceea ce vorbea apostolul, frații mei, zice cuvântul așa, nu era de la El. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. Punem și. Pentru că n-am primit-o. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea Domnului Iisus. Slăviți să fie Domnul! Adică unde vreau să ajung? Vino din nou la 1 Tesaloniceni 4 cu 14, 15, unde am rămas. Da? Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. E descoperirea lui Dumnezeu ce se va întâmpla după moarte. Da? Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, adică cei care au murit în Domnul Iisus în credință. Pune-l și pe 16, că cinstăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Cei dragi ai noștri care... Bătrânii noștri, părinții noștri care au murit în credința în Domnul Iisus. Și ce se va întâmpla după pe urmă, da? Apoi noi ce vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cuvinte vrednice de crezare. Și versetul următor e și mai frumos. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Da? Deci, Domnul a venit pe pământ ca să nimicească lucrarea diavolului. Dar ca să nimicească lucrarea diavolului, pentru păcatul nostru, frații mei, se cerea o jertfă. Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu n-a iubit niciodată mai mult pe cineva ca pe Fiul Sfințeniei sale. Dar pentru păcatul meu și pentru păcatul dumneatale a trebuit să-și drobească Fiul. A lovit în Domnul Iisus Hristos. Pentru păcatele mele, care la cruce s-au repezit pe Domnul la cruce, Dumnezeu și-a zdrobit propriul Fiu. Pune, te rog, Isaia 53 cu 10, arată dezdrobirea Domnului Iisus pentru păcatele noastre. Dumnezeu Tatăl, Domnul, a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință și a zdrobit singurul Fiu prin suferință. Dar n-a fost vinovat Domnul. Din cauza păcatului meu și al dumneatale. Asta trebuie să ne determine să avem în inima noastră o stare în care să zicem ce am putea noi să mai facem. Și cuvântul zice, pocăiți-vă. Adică să ne pară rău pentru păcatele noastre, fiindcă Domnul nostru, frații mei, pentru păcatul meu și al dumneatale a trebuit să fie lovit de Tatăl pe cruce. Da? Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, adică pe noi! Slavă. Se va bucura, uitați-vă! Va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Domnul să fie binecuvântat! Da?
Eu ar trebui să stau pe cruce. El s-a identificat cu mine, mi-a luat păcatul meu și s-a așezat pe cruce. Eram când m-am întors la pocăință, predicatorul de aici zicea așa, dar se uita la mine și zicea, dumneata l-ai răstignit pe Iisus Hristos. El omul nu zicea cu răutate, eu nu l-am înțeles atunci. El nu știa ce gândesc în mintea mea. Și eu ziceam, de ce zice omul ăsta că eu l-am răstignit? Că nu cunosc prea multe. Erau răstignit evrei, romani în timpul acela. Asta știam așa din puținele cunoștințe. Și atunci omul s-a explicat. Și pentru păcatul dumneata a trebuit să stea acolo. Mi-a fost rușine de mine, m-am simțit așa de greu. Și am zis, el n-a făcut păcat, el n-a fost vinovat. Iar eu am participat la răstignirea Domnului pe cruce, datorită felului deșert de viețuire care l-am moștenit de la părinții mei. Deși mă duceam și eu la biserică, mă duceam. Dar știți cum era în zona noastră? Când ne duceam la Paște la biserică, noi tinerii ne strângeam undeva și beam o sticlă de vin. Părinții noștri, femeile mai în vârstă, stăteau și bârfeau undeva. O credință moartă, o credință șteasă, o credință fără putere. Era obiceiul, eram copil pe timpul ăla, erau stând la țară, veneau oameni care cântau hora, cântau muzicanți de ăștia și noi jucam în jurul unei mese. Nimeni nu-și aducea aminte de Dumnezeu. Sărbătoream pe Sfântul Constantin, că așa-l chema pe tata, dar nimeni nu spunea un cuvânt despre Domnul. Doar ne interesa să avem o damigeană de vin și o navetă de bere și să avem prieteni, nimeni nu-și aducea aminte de Dumnezeu. Am trăit în întuneric, până când Dumnezeu ne-a luminat. Ne-a luminat prin cuvântul Sfințeniei sale. Nu știam niciodată să mă ridic în picioare să-i mulțumesc pentru pâine. Și acum e rușine când mă gândesc. Pâinea ne-o dă Dumnezeu! El ne dă pâine, frații mei! Poți să fii cât de înțelept, dumneata, poți să fii un om isteț, poți să fii un om inteligent, ai putea să fii un om paralizat, ai putea să fii un om întrucărus cu rotile, ai putea să fii un om care nu poți munci, ai putea să fii un om cu mintea rătăcită, dar îndurarea lui Dumnezeu e că noi suntem sănătoși, slăviți să fie Domnul! N-am înțeles asta niciodată până m-am întors la Dumnezeu și am văzut oameni într-un corus cu rotile și aș fi putut să fiu eu! N-am fost mai bun ca omul acela într-un corus cu rotile. N-am fost mai bun. Dar îndurarea lui Dumnezeu s-a arătat peste noi. Dar nu s-a arătat oricum. Te rog să pui Efeseni 2:7. Fiți atenți, puterea bogăției de plinătate. Ca să arate în veacurile viitoare, pune-l și pe 6. E vorba de Dumnezeu Tatăl. El, Dumnezeu Tatăl, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Domnul Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea lui Dumnezeu Tatăl, dar nu oricum, față de noi, în Iisus Hristos. Acolo se arată bunătatea. Da? Slăvit să fie Domnul. E rușine să spun, dar vă spun, eu am fost prins de vicii din credința din care am venit. Muriseră părinții și îngăsam liniștea în băutură. Și la un moment dat m-a prins asta, m-a prins tare de tot. Jucam poker, nu se inventase este electronic, jucam poker toată noaptea ăla cu cărți. Jucam până dimineața, până plecam la serviciu. Eram dominat de așa ceva. Nu credea cineva că eu mă mai fac bine vreodată. Oamenii deja mă priveau cu dispreț. Eram un om care, să vă spun, n-aveam o bicicletă. Nu eram în stare, deși munceam, nu eram în stare să am o bicicletă. Eram un om de, nu pot să vă spun, deși, să vedeți, simțeam păcatul în viața mea. Nu te poți lupta cu păcatul. Păcatul e mai tare decât noi. Numai Domnul Iisus a biruit păcatul. Slăvit să fie Domnul. Fără să spun la nimeni, era o pădure aproape de casa mea, mă duceam singur acolo și plângeam. Dar nu știam de pocăință. Nu știam să strig la Dumnezeu. Plângeam datorită felului în care trăiam. Îmi luam hotărâri cu mintea mea, cu inima mea, cu dorința mea și ziceam, nu o să mai fac asta de mâine. Nu puteam. Am încercat prin puterea mea. Rezistam 2 săptămâni și nu beam, dar după aceea recuperam. Până într-o zi când cineva m-a chemat și pe mine în casa lui Dumnezeu, căutam o stare de liniște și de pace peste tot. Oamenii caută fericirea numai că nu e acolo unde o caută ei. Oamenii cred că dacă au mulți bani sunt fericiți. Nu e așa, frații mei. Dumnezeu ne-a lăsat un suflet creat de El. Și numai când El vine să locuiască în sufletul meu, îmi găsesc liniștea interioară. Nimic nu-ți dă pace și liniște decât atunci când dumneata te vei împăca cu Dumnezeu.
Mi-a fost rușine și am venit odată când am fost chemat. Credeam că e ultimul loc de pe pământ unde pot să-mi găsesc pacea care am căutat-o. În toate locurile am căutat-o. Și am venit și în timp ce stăteam pe băcuță, a început predicatorul să vorbească și a simțit în mine o stare care mi-o doream toată viața, dar care nu credeam că e acolo. Și am zis, extraordinar, asta e ce am căutat eu toată viața mea. Dar nu știam, nu credeam că e acolo. Mă gândeam că pocăiții sunt nebuni. Mă gândeam că pocăiții n-au zis, eu nu citisem Biblia niciodată. Și atunci mi-am dat seama, Doamne, asta am căutat toată viața mea. Și am rămas acolo. Și să vă spun secretul nașterii din nou. În următoarea secundă am fost schimbat. Când l-am primit pe Domnul în inima mea, e ca și cum ar fi o încăpere și întuneric, iar cineva pune mâna pe întrerupător să face lumină. În următoarea secundă am fost schimbat. Slăviți să fie Domnul! N-am mai băut niciodată! Eu care veneam din schimbul 2 și beam până dimineața la 9, n-am mai atins tipa de băutură de 30 de ani. Nu mi-a ieșit o vorbă din gură niciodată rea. N-am mai atins cărțile. Și cineva spunea că în Josh Poker eram, visam noaptea cărțile. Eram patru, visam cum eram patru oameni la masă și cum ne uitam în cărți. Visam noaptea atât de mult cum intrase în sânge. Când l-am primit pe Domnul în inima mea, din momentul ăla am fost schimbat. O vorbă rea n-am mai zis, fără să mă forțez! Fără să mă forțez! Natura aia veche din mine a dispărut și am primit natura Domnului Iisus. O viață nouă, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu poate și dumneata să-ți dea o viață nouă. Nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine de Dumnezeu. Vino la credință. M-au părăsit prietenii mei. Eu care, mă iertați că vă zic, beam până mă culcam pe un câmp. La ora 3 noaptea a venit odată un om și a aprins un chibrit să vadă cine se culcă pe câmpul ăla, pe iarbă. Da. Știți ce mi-au zis oamenii? Ți-ai lăsat credința, mi-au zis. Care credință? Ce credință am avut eu? Cum adică mi-am lăsat credința? Mi-au zis, tu ți-ai lăsat credința. Păi eu am avut odată vreo credință. Frații mei, credința adevărată de care o să vorbim vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Amin. În urma auzirii cuvântului lui Hristos. Credința adevărată e credința care ne schimbă viața. Amin. Slăvit Amin. Să fie Domnul. Amin. O credință care ne dă putere să biruim păcatul. Pocăința nu e o serie de legi, că oamenii nu înțeleg. Colegii mei, prietenii mei, zice, voi ne-a pocăit, dar ziceau așa. N-am voie să fac asta, și mai zic, n-am voie să fac asta, n-am voie să... Și ziceau vreo 20. Mă, omule, nu e asta, mă. Credința și pocăința este să înțelegi că în locul tău, de dragul sufletului tău, Domnul Iisus a stat pe cruce. Și când tu îl primești în inima ta, nu te mai lupți cu păcatul, ți se par lucrurile alea de la sine rele și nu le mai iubești. Noi nu ne închidem viața. Abia după aceea ni se deschide viața spre lumină. Slăvit să fie Domnul. Abia după aceea avem bucurie și pace, frații mei și oameni buni. Și dumneavoastră știți ce spun. Domnul să fie binecuvântat. Da? Credința adevărată vine în urma auzirii cuvântului. La oameni cel mai greu le este să renunțe la o idee pe care o au dumnealor despre credință și credința pe care o spune Dumnezeu în cuvânt. Au zis oamenii, eu am credința mea, zic. Au zis ei, eu am credința mea. Care credință am zis eu? Păi uite, dacă nu faci rău la nimeni, au zis dumnealor. Așa, dacă... Băi, omule, nu asta e credința adevărată. Credința adevărată e pe paginele Sfintelor Scripturii. Ea vine în urma citirii sau auzirii cuvântului Domnului Iisus. Da? Te rog să pui Tit 3:5. Ea nu e bazată pe fapte. Ea nu e bazată pe fapte. El, Dumnezeu, ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. I-au zis pentru ce ne-a mântuit, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu. Da? El ne-a mântuit, pune și Efeseni 2:8-9, slăvit să fie Domnul, din nou, e un dar, mântuirea e un dar prin Domnul Iisus. Căci prin har, har înseamnă mila nemeritată a lui Dumnezeu pentru omenire. Ia auziți cum am fost mântuiți. Prin milă, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu poți să faci fapte să fii mântuit. Gândiți-vă la oamenii necăjiți, bătrâni, singuri. Ei nu pot să facă fapte. Dumnezeu ar fi nedrept dacă ar mântui prin fapte.
mântuirea vine prin credința care este în Domnul Iisus Hristos, da? Te rog să pui că e tot o stare de neprihănire, de sfințire, să zic, și Roman de la 3 cu 21, câteva versete. Zice, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea sau îndreptățirea dată de dreptate, dacă vreți, dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Domnul Iisus pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Acum să rămâneți un pic, să lași versetul. Căci toți, versetul din față, căci toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu e om să nu fi greșit. În momentul în care noi am căzut în păcat, am pierdut chipul lui Dumnezeu. Noi mai vorbim că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Dar nu e bine. S-a pierdut chipul lui Dumnezeu când omul a căzut în păcat. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Un om care îl înjură pe Dumnezeu. Un om care crede că nu există Dumnezeu. Are chipul lui Dumnezeu? Nu. Se redobândește. Redobândim chipul lui Dumnezeu prin pocăință. Atunci când îl primim în inima noastră și trăim frumos ca în timpul zilei. Domnul să ne binecuvinteze, da? Uitați-vă și scrie, pune de la, din Tesaloniceni, imediat spun, din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cred că cu versetul 5, 2 cu 14. 2 Tesaloniceni, 2 cu 14, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Prin cuvânt, prin Evanghelie, căpătăm din nou chipul Domnului Iisus. Pentru că am citit în Roman 3 cu 23 că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Domnului. O căpătăm din nou. Căpătăm din nou chipul Domnului Iisus, da? Și în rugăciunea pe care Domnul Iisus o înalță către Dumnezeu Tatăl, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17 cu 22, din nou spune, zice Domnul așa, eu le-am dat chipul, eu pot să schimb cuvântul slavă cu chipul, eu le-am dat chipul pe care mi l-ai dat tu, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, din nou recăpătăm slava lui Dumnezeu, da? Pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Domnul să fie binecuvântat. Da? Din nou căpătăm chipul lui Dumnezeu. Da? Deci, credința adevărată vine în urma auzirii cuvântului. Cei care sunteți prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Credința pe care noi am moștenit-o, frații mei, nu are legătură cu credința care vine de la Dumnezeu. Să vă spun un element din zona noastră de credință, un element care era legat de credință. Dacă o pisică stăia calea, trebuie să faci 3 pași înapoi. Vă dați seama ce credință, în ce credință am trăit? Trebuia să faci 3 pași înapoi. Era un obicei al oamenilor. Da? Nu pomenește Scriptura de lucruri din astea. Astea și multe lucruri din astea se pasează pe nimicuri, pe lucruri de nimic. Să vedeți o întâmplare, să vă spun o întâmplare, căci există o credință falsă și una adevărată care ne duce în cer. Uneori se aseamănă perfect. Știți că de obicei foarte greu se deosebesc lucrurile false de cele originale? Trebuie să fii cunoscător. Eu nu sunt cunoscător într-un domeniu, în pietre prețioase. Dacă mie îmi pune un om o piatră prețioasă adevărată și una falsă, eu nu știu să o deosebesc. Ele seamănă perfect între ele. Doar un specialist o deosebește. Așa e și cu credința. Ca să deosebești credința falsă, trebuie să fii un specialist care să citești cuvântul. Să nu te păcălească. E prea lungă veșnicia. E prea important să trăim într-o credință falsă. Veneam într-o zi de undeva de departe și când veneam, am făcut o pană la mașină într-un sat. Și acolo o femeie stătea cu găinile la poartă, o femeie în vârstă, mâncau găinile iarbă ca să nu iese găinile în stradă, să treacă mașinile să lovească o găină. Femeia a venit la mine. Și a zis, nu era în satul meu, era departe de mine. Și a zis, mamă, ai făcut pană. Da, tanti, nu are nimic. A zis, am roată de rezervă, schimb roata. M-am apucat să-mi schimb roata. Ea stând acolo, zice, dar nu te cunosc. Zice, i-a zis, uite, eu sunt credincios, sunt pocăit și am venit la o familie de frați de-ai mei de aici, din zona dumneavoastră. Dintr-o dată am simțit că Domnul îmi spune să vorbesc cu dumneai ei.
Și am întrebat-o, mamă, dar dumneata crezi în Dumnezeu? Fiți atenți, falsul. Foarte greu l-am prins. Cum să nu cred, mamă? Femeia nu mă mințea, era o femeie în vârstă și simțeam că nu mă minte. Mamă, dumneata crezi în Dumnezeu? Cum să nu cred, mamă, a zis. Mamă, dumneata crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Păi, dar cum să nu cred, mamă? Toată lumea crede, cred foarte bine. Mamă, dar dumneata te rogi? Păi, mă rog în fiecare seară. Și totuși undeva trebuie să fie un fals. Undeva trebuia să fie un fals. În timpul ăsta eu comunicam cu Dumnezeu să prind falsul. Fiți atenți unde era falsul. Mamă, când găinile dumneatale nu te ascultă, ele dai diavolului. Adică firea de găină. Ce credeți că a zis? Ele dau mamă. Ăla era falsul. Noi de când ne-am întors la Dumnezeu, când Dumnezeu a intrat în inima mea, în viața mea, n-am mai zis o vorbă rea. Slăvi să fie Domnul. Acolo era falsul. Da? Ea își dădea găinile diavolului. Și totuși avea niște elemente din credință adevărată ca să păcălească diavolul înșela. Degeaba i-am zis eu, mamă, dar dumneavoastră ești în vârstă. Cum ai zis vorbe de astea? Nu pot, mamă, să mă abțin. Până cineva nu vine să te pocăiască, nu vei putea să te abții niciodată, oricât vei încerca. Eu mă duceam într-o pădure și plângeam. Degeaba. Nu m-a ajutat la nimic. Da. Când Domnul Iisus a intrat în inima mea cu lumina, Domnul a schimbat viața. Slăviți să fie Domnul. Numai Domnul Iisus poate să schimbe viața noastră. Problema este să nu ne fie rușine. Dumnezeu spune într-o împrejurare cine se va rușina cu mine și eu mă voi rușina acolo înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Nu trebuie să ne fie rușine. E un lucru prea important și sunt cuvintele, primele cuvinte ale Mântuitorului a zis, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul să ne binecuvânteze, da? Și ultimul verset, cred că am depășit puțin timpul, de la 2 Corinteni 5 cu 21, un verset frumos, greu, un pic greu, dar extraordinar. Zice așa, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Domnul Iisus, Dumnezeu, El, Dumnezeu Tatăl, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea, dreptatea, îndreptățirea lui Dumnezeu, dar nu oricum, în Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul. De-aia suntem noi așa de liniștiți. De-aia avem noi pace, de-aia avem noi bucurie. A luat păcatul meu, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru mine, pe Domnul Iisus Hristos. A luat păcatul meu și l-a dus asupra Sfințeniei sale. Și pentru păcatul meu s-a plătit un preț. Domnul să vă binecuvinteze. Da? De aceea demnul meu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu amânați. Împăcați-vă cu Dumnezeu pentru că dincolo de moarte, să putem petrece veșnicia fără dimensiune cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Amin. Amin. Thank you.
Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă binecuvinteze și pe mine. Și să zicem, Maranata, vino Doamne Iisuse, cât mai curând. Amin.